Gata. Domnilor, bună ziua! Ne-am adunat astăzi pentru a treia festivitate de premieră a Clubului Sportiv Columbofil Periș, în prezența domnului primar, invitatul nostru, în prezența domnului Petrică Cocoș, invitatul nostru, Lucian Dumitru, invitatul nostru. Ce să vă zic? Vă zic că anul ăsta am încercat să facem o premiere mai frumoasă ca anul trecut, cu ajutorul domnului primar, ca de fiecare dată. Și sper să fie toată lumea mulțumită și fericită de premiile pe care le va primi. Și acum să începem premierea propriu-zisă. Și începem prima dată cu diplomele. Nu începem cu alea de răbunții. Începem cu Nițu Răzvan, care încă nu este prezent. Goițescu Alexandru, care nu este prezent. Leandru. Da, chiar te rog. Chiar așa. Goițescu Alexandru. Așa. Diplomele le dăm anul ăsta pachetele, pentru că avem foarte multe diplome. Anul ăsta s-au premiat porumbeii de la locul 1 la locul 20 și la crescători de la locul 1 la locul 3. Și ca să nu ne ia foarte mult timp, fiecare își va primi pachetelul pe care o să-l lămâneze domn primar. Să nu mai pierdem foarte mult timp. Următorul este Rădoi Aurel. Ia n-a aplauzăm la cură. Da, Daniel care este. Așa ți-i văzut cu greu. Și Marea Gheorghe. Marea Gheorghe era aici. Nu mai este, le păstrăm și lui. Eftimie. Și Manea Marinică. Și acum să începem cu diplomele pachetele. Gheorghe Vasile. Gheorghe Vasile este unul dintre membrii de top al ăsta, care a primit cele mai multe. Domnul Chirea Petre. Manole Victoraș plus Răzvan. Trebuia să le împart în două. Dumitru Mihăiță. Tănase Alexandru. Domnul Matei Adi. Domnul Dumitru Costel. Bravo, Dumitru! Iacu Ciprian. Nu-i stai de la ciocătarul ăla, Pana Andrei. Și următorul este cel mai bun tehnic, Trifan Nicușor. Stancu Gheorghe. Stanciu Cătălin. Predescu Ionuț. Oh.
Cristian Nicolae. Bravo, Cristian. Și mai avem aici, pentru colegii noștri care lipsesc, Toma Nicolae, Călin Marian, Radu Marian, Manea Daniel, Badea Lucian și Rădoi Nicolae. Mihai.